Salutare, salutare, dragilor! Eu sunt Revion, bine v-am regăsit la un nou live. Astăzi o să încercăm ceva nou. Ce Dumnezeu mi-a apărut un 500 pe ecran? Habar n-am ce înseamnă. Ce naiba e asta? Mi-a apărut un 500. Da, m-am întâlnit. Nu știu exact ce chestie asta, mi-a apărut o chestie, să o vedea și pe live. Ia asta să... Refresh. Da, am ajuns cu bine. Are o problemă tot în lastul ăsta, nu știu care treaba. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Trebuie o secundă că trebuie să rezolv o chestie, nu știu care dă o eroare ceva și nu știu de ce. Julia, bună Julia, bine ai venit. Încă o dată țin să vă salut, DRS Activ, Head Soccer, Andreea Pătru, Gui Gui, Danny Quina și un fursecuț, fursec. Uite ce nume are Julia, un fursecuț, fursec. Da, nu știu care e treaba, dar ceva merge ciudat. Și nu înțeleg de ce. Sponsor banner. O secundă, băieți. Scuze că trebuie să... Da, trebuie să fac ceva aici. Calculator asta. Da, în fine. Salut, Gabi, salut, bine ai venit. Brawl Stars, da. Știi cine sunt? Ion Pătru, cel mai probabil. Ok, hai să ne mutăm în joc. Să vedem. O să facem o carieră drăguță cu Rapid. Cine e rapidist, vă invit cu mare drag. Ok, hai să vedem. În primul rând, o să începem cariera. Să vedem întâi unde o să mutăm camera, pentru că să fie un pic cam ciudățel. Nu e nicio problemă, Gui Gui. Mersi că ai intrat oricum să te saluți. Îi dăm drumul imediat. Ok, nu e nicio problemă. Noapte bună, Gui Gui. Și Gabi. Ok, avem toate astea aici. Activate. Dăm Advanced Setup. Da, după nume. Nu cred că era așa greu. Mi-am băgat eu și niște, probabil că nu-ți merg căștile, nu știu. Dacă și eu am dat volumul foarte mic. Gata. Cred că e ok acum. M-auziți ok? Ia asta să văd. Gata. Cred că e ok acum. Da, se aude bine. Noapte bună, Gui. Ok, deci o să începem în primul rând Liga 2 and above. Liga 3 n-are rost. Anglia, o să jucăm din Liga a doua and above. Vedem dacă o să mai pe parcurs, dacă o să schimbăm echipa sau nu. Germania, Liga a doua, Serie B și la Liga, ok. Ador Remove, hai să ne uităm să vedem ce de-astea am mai ratat. Ce țări ar trebui noi să mai băgăm aici de jucat? Eu zic că avem România, Spania, Italia, Germania, Anglia. Mai băgăm ceva? O Portugalie, o ceva? Salut Alan Shooter Manulache, bine ai venit. Țin să vă salut pe toți cei care sunteți pe live. Bine ați venit, fraților. Ce ligi zice să mai jucăm? Încercăm și o Franța? Hai să adăugăm și o Franța, că e destul de mare Liga Franței. Și cam atâta, cred. Am selectat pe cele mai mari. Playable. Ok. Do not use fake, ok. Asta nu. Asta e 7.
Game speed, medium. Eu zic că e destul. Skybet, o să mai scădem și o să punem championship decât. Hai să dăm start. Ok. Hai să dăm drumul. O să selectăm imediat și rapid. O să jucăm cu rapid în seara asta. Noapte bună, Gabi. Mersi că ai intrat pe live. N-am mai jucat de mult Football Manager și am zis să-l încerc pentru că îmi place foarte mult genul ăsta de joc. Chiar sunt curios ce schimbări au fost făcute. M-am uitat așa în lung. Ah, ok. M-am uitat așa în lung, auzi? M-am uitat în mare așa să văd cum e și e foarte, foarte mișto. Așa că așteptăm să se încarce. O să începem un sezon în Liga a doua cu Rapid București. O să încercăm să promovăm și în funcție ce avansăm în episoade să câștigăm campionatul, să ajungem în Liga 1, să jucăm în Champions League, să câștigăm Cupa României, etc., etc., etc. Și cine știe, poate cu timpul chiar o să câștigăm și Champions League-ul, eu știu. Depinde cât de departe o să mergem cu jocul ăsta. Eu așa zic. Ideea e că nu știu exact unde o să punem noi camera. Salut, Lucian Gaming, bine ai venit pe live. Mai are un pic și e gata. Și după cum vă spuneam, am băgat câteva patch-uri în joc. În primul rând, toate transferurile sunt la zi. Toți jucătorii, absolut tot. Este la zi. Al doilea rând, toate competițiile au numele reale. În al treilea rând, toate logo-urile la echipe, la trofee, sunt cele oficiale. No. Nu mă încântă Five Gang, mi se pare o mare porcărie. Nu e pentru mine. Ok. Hai să selectăm Edit Profile. Favorite Team. Hai să selectăm echipa favorită Europa, România, Liga a doua, Rapid București. E clar că e echipa favorită. Câmpina Prahova, Revion Alex. Cam atât. Hai să vedem și cum arătăm acum. Data octombrie 13, să schimbăm pe 30. Da, nu-s pentru mine. Înălțime, ia să vedem. Punem înălțimea noastră, 1,73. 75 de kilograme. Hairstyle. Hai să vedem ce păr selectăm aici. Care vi se pare mai ok? Care să semne cât de cât cu mine? Poate ăsta? Eu zic că arată binișor, nu? Da, în octombrie sunt născut. Părul ceva mai închis. Facial hair mai închis, dacă se poate. Cum mi se pare că arată? Ia să vedem. Facial hair. Hai să vedem ce păr putem să-i selectăm lui ăsta. Salut, momente live, Cătălin. Bine ai venit. Hai să vedem. Ce față o să-i selectăm. Da, eu zic așa, e cel mai ok. Așa. Ok. Tactical head coach. Hai să vedem cu ce îl îmbrăcăm. Care vi se pare cel mai ok, echipament ca și antrenor? Aștept în ceas să-mi scrieți. În ce ne îmbrăcăm ca și antrenor? Ăsta e practic antrenorul, ăsta sunt eu, e avatarul meu. Ah, ce fac, m-am schimbat fața. Nu, de aici. Asta? Așa? Ok, hai să zicem așa. Overcoat, hai să vedem ce culoare o să selectăm pentru, încercăm un maro. Cum vi se pare așa, arăt ciudat? O cravată închisă la culoare. Hai să facem un albastru închis, ia să vedem cum arată.
Hai, spuneți-mi care e cea mai frumoasă. Cine se pricepe la haine? Care e cea mai frumoasă combinație care putem să o alegem? Salut, Liviu, bine ai venit. Și pantaloni. Shoes. Ok, hai să luăm maro și pantofii. Roșu cravata. Cravata roșie, imediat. Un vișiniu așa ca să fie ca rapid. Hai să totuși ne îmbrăcăm ca rapid, zic eu, nu? Dacă tot suntem rapid, ia să vedem. Overcoat-ul, cum am arătat așa? Facem echipamentul rapidului? E urât așa? Îl mai închidem la culoare, oare? Ia să vedem. Mai așa? Shoes. Maron chis aș vrea aici. Blugi roșu mai deschis. Deci blugi roșu mai deschis. Să nu arate ciudat. Hai să vedem cum arată. Cu blugi roșu mai deschis. Cât de deschis ea. Așa? Cum vi se pare? Ciudat? Aștept să-mi scrieți în chat ce ar mai trebui să mai schimbăm. Cămașa să rămână albă sau mai închisă la culoare? Ia să vedem un gri. Cum vi se pare așa? Eu zic că arată interesant. Arată ok așa? Eu zic că e în ton cu echipa. Ok. Așa, o să selectăm echipa acum. Și bineînțeles că rapid o să fie clar. Avem tot embleme, tot ce ne trebuie aici. A single team. Coaching style. Hai să selectăm stilul de antrenor, de antrenament. Deci avem de ales între tracksuit head coach și tactical head coach. Hai să ne gândim. Deci o să avem așa. Style focus, ia să vedem. Default, disciplina. Avem aici de ales între, ăsta e stilul. Motivator pentru tineri, deștept, tactician. O să luăm tactician, zic eu. Și o să facem focusul pe atac. Da, la jumătate o să lăsăm. Licențe, ia să vedem, suggest base. Da, o să lăsăm astea aici, așa, ca să avansăm noi automat. Nu, merge pe laptop, da. E pe Steam. Jocul. Ok. Și aici putem să mai modificăm dacă vrem să mai luăm puncte, dar eu zic că e ok așa. Că o să mai creștem în funcție de cum o să avansăm în carieră, o să mai creștem, o să mai scădem, o să vedeți ce frumos o să fie. Hai să vedem. Confirmăm. Don't, nu, aici dăm aici star playing. Do you like to start playing? Star playing, da. Hai să vedem. Prima zi la Rapid București, băieți. Salvăm jocul. Asta e prima zi la Rapid. Abia aștept să jucăm primul meci, să facem prima tactică. Să vedem ce echipă avem. Deci nu uitați, în primul rând, echipele sunt cele oficiale din momentul acesta. Deci toate transferurile sunt la zi. Așa că o să avem exact echipa care a făcut-o Pancu. Să vedem cine e aici. Welcome to Rapid București. Bine ați venit la Rapid București. Conducerea vrea să ne asigure că avem sprijinul lor total. Ne-a făcut un contract până în 2019. 26.000 de euro pe an. Ok. Hai să vedem. New signing and transfer. Să vedem ce transferuri a făcut Pancu înainte. Pentru că sunt rapidist. În primul rând. Să vedem ce transferuri a făcut Pancu. George Tudoran, Antonio Sefer, Gabriel Dodoi, Facundo Malo. Facundo Malo. Alin Demci. Amir Josa, Brighton Lebo. De la Amiens. Ia să vedem. Are cam cel mai mare salariu după aici.
Ok. Și aici o să ne învețe de chestii, o să ne învețe practică ce s-a schimbat la joc. Acum, eu nu știu exact, spuneți-mi și mie, vă rog, unde aș putea eu cel mai bine să țin camera, în primul rând. Pentru voi. Unde ar trebui să ținem camera? Sus în colț? Da, bineînțeles că pot să fac transferuri. Sau e ok poziția așa? Dreapta jos. Hai să dăm în funcție, să vedem primul meci întâi. Eu zic să vedem primul meci întâi. Ok, deci, unul la mână. O să vedem echipa. Brighton Lobo facând o malo. Mamă, ce salarii au ăștia. Contract general info. Da, nu prea îmi place unde să vede. Cred că mai degrabă sus în colț, că jos se vede. Sus în colțoare, stai să vedem. Ia. E ok așa. Mutăm asta mai jos. Da, hai să vedem așa. Poate arată bine așa. Ia să vedem. Da, eu zic că e mai ok aici. Cel puțin pentru jocul ăsta e ok. Ok. Așa. Hai să continuăm. Acum că se vede ok aici și vedem și noi echipa, o să mergem la tactică. Întâi aici la dinamică, ia să vedem. Atmosfera în vestiar foarte bună, leadership support e la jumate, team cohesion. Asta team cohesion nu e practic cât de bine să înțeleg jucătorii între ei. Cei mai influenți jucători ai echipei Ionuț Voicu și Virgil Drăghia, adică portarul și apărătorul stânga. Eu îi cunosc pe majoritatea, fiind fan Rapid, cam știu pe toți. Avem aici whole team meeting, ceea ce înseamnă că o să facem o întâlnire cu toată echipa și o să vorbim puțin. Ce avem de ales e că prima opțiune, știu că mulți dintre noi nu ați auzit de mine și vreau personal să mă, cum se zice, mă, frate? Să mă prezint ca noul antrenor al Rapidului. Și asta o să-i dăm prima dată. Lumea e fericită, că văd că e cu verde aici, scrie Happy with the new head coach, e bine. Sunt foarte pozitiv cu șansele noastre și cred că putem să luăm promovarea din primul sezon. Nu o să mergem așa departe, ci o să mergem, că putem să ajungem cel puțin în play-off, da. Și zice, capitanul zice că e puțin cam ambițios ce vrem noi. Da, eu chiar sunt ambițios și chiar vreau să promovăm din primul sezon. Ok. Da, văd că au reacționat binișor. Unii chiar le-a crescut respectul pentru mine. Ok. O să ne mutăm la tactică. Și aici o să sărim peste chestia asta. Hai să vedem ce fel de tactică o să alegem. Deci avem așa. Tactică, posesie, control. Gegenpress, câștigi instant posesia și intensitate mare de alergare. Tiki-taka, care e tactica Barcelonei, să domini posesia, să pasezi în continuu și să aștepți deschideri. Vertical tiki-taka e practic aceeași tactică, numai că e pe verticală. Wingplay, să joci cu aripile. Rutoan, tranziții rapide și pase directe. Fluid counter-attack, să fie cât mai fluid contraatacul.
Cantenaccio, Luctu. Da, sunt multe chestii noi care nu, eu nu le-am văzut niciodată. Astea, să vă spun sincer. Ok, da, o să rămânem la tiki-taka. Că vrem să pasăm mult de tot. Uite că ne și arată cum. Practic se pasează în continuu. Pasez în continuu până ajung în poartă și după aia finalizez. Să vedem ce echipă o să alegem. Ia să vedem. Așa. Așa. Arată destul de bine echipa asta, sincer să vă spun. Dar aș fi vrut să avem doi mijlocași centrali. Cred că așa mai degrabă. Hai să vedem. Am selectat echipa. Și acum hai să vedem. Selectăm jucătorii pentru fiecare post în parte. Odată, Virgil Drăghia în poartă. Eu vă spun din experiență pentru că cunosc jucătorii. Și de asta Facundo Malo, apărător central. Alexandru Iacob, apărător central. Ionuț Voicu, apărător dreapta. Onea, apărător stânga. Nu știu pe cine să folosim aici, că nu prea avem. Amir Giorza. Giorza. Da, o să-l folosim aici, că nu prea avem de ales. Dar nu prea e obișnuit cu poziția asta. Și după aia o să și testăm echipa în funcție de... Ia, Sefer pe dreapta. Ok, Fabio Trip. Da, Fabio Trip tot pe dreapta ar fi și nu prea am pe cine. Pistei pe stânga. Nu, baby. Păi. Lebo. O să-l punem atacant. Deja? Da, deja. De ce țipi? Alin Cârstocea pe stânga. Ia să vedem, e mai bine așa. Ce să pe centru, pe cine o să leagă automat. Ia să vedem. Cârstocea, Duriță, Giorza, Hristei, Labo, Drăghiceanu. Bratu, nu vrem pe Bratu. O să-l folosim pe Iacob în locul lui Bratu. Aici stăm bine. Hai să vedem. Am făcut tactica momentan. Acum o să ne întâlnim cu patronul echipei. Din nou o să avem o discuție cu el. Așa. Sounds like a great idea. Ok. Trebuie să scăpăm repede de chestiile astea. Ok, am terminat aici. Hai să dăm repede. Chiar vreau să avem când. Avem un match. În curând o să avem un match. Un amical cu ASC Centru de Performanță. Și după aia avem cu CSEA Fumați. Ok. Avem o conferință de presă acum. Suntem live, cică. Hi Revion, salut Revion, care sunt gândurile tale inițiale după ce ai luat jobul de la Rapid? Și o să-i spunem că suntem foarte fericiți și că am visat momentul ăsta de ani de zile. Ne mai întreabă, crezi că ambițiile tale se potrivesc cu cele ale patronului? Și zic da. Pai 28 zice că sunt prea tânăr pentru ca și antrenor. Și o să-i zic că sunt multe exemple de antrenori tineri. Și eu cred că pot fi unul dintre ei. Ok, confident in coaching skills. Nu cunoaștem momentan jucătorii, așa că nu o să zicem nimic de jucători că o să supere.
Nu coment aici. Nu coment. Competition. Will you concentrate primarily on achieving the Liga 2? The league has to be my priority. Ok. Ce să vedem? Ne pregătim de primul autoselect aici. Ne pregătim de primul match. Îl lăsăm antrenorul să facă. Ia să vedem. Câmp Rapid București. Ce n-ai pe asta? Cred că ne jucăm cu centru de performanță. Jucăm un amical cu echipa de juniori. Din câte îmi dau seama. Hai să vedem, să vedeți cât de bine arată și jocul. Quick pick. Submitim. Ok. Tactica e făcută și în funcție de cum o să avansăm când o să începem campionatul. Ăsta e stadionul Rapidului. Dressing room. Nu, ei preferat să vedem meciul. Hai să vedem, băieți. E un meci amical. O să dăm viteza mai mare între meciuri și aici o să dăm viteza un pic mai mare. Nu cred că încurcă cu nimica, nu? Hai să dăm primul meci. E un meci amical. O să încercăm să jucăm cât mai multe pase, de asta am selectat și tactica. Și în minutul 10 nu s-a întâmplat nimic, decât niște cartonașe galbene, dar la echipa cealaltă, cea de juniori. Tot ce pasează ăștia, pe bune? Luați-le mingea odată. Dar cum se aude? S-aude ciudat sunetul. E ciudat că nu avem niciun om în tribună. Și de-aia e liniște. Ia uite bă frate ce atacă ăștia. Mamă, și ce gol ne-am luat. Pe bune. Băi, ești nebun și ce gol a dat. Și ăsta e unul dintre jucătorii noștri. Ok, hai să dăm niște instrucțiuni echipei. Pass into spaces. Dribble less, e ok aici. Mai shorter tempo. Trebuie să creștem tempo un pic. Ok. Și aici o să le spunem să încurajăm aici, o să strigăm de la margine să încurajăm. Hai să vedem. Cât pace să egalăm? Ia stai un pic să vedem dacă pot să dau, aș vrea să dau sunetul un pic mai mic. Dar nu cred că merge de aici. Uite bă, e 1-0 pentru echipa de junior, pe bune. Un început de coșmar. Atac e amical. Mai puțin contează asta. Am fost la pauză. N-am avut nicio ocazie, practic, noi. Pe bune. O să facem imediat și niște schimbări tactice. Hai să vedem. Mergem la dressing room. Și aici o să vorbim cu ei, să-i încurajăm un pic. Ok, i-am încurajat. Tactică, mergem un pic la tactică și să ne uităm aici la echipă. În posesie. Ferlinero. O să dăm la jumate să paseze în spații. Low crosses, mix crosses aici. Dribbling less. Never. Tempo e ok. Hai să dăm. Dăm drumul la partea a doua a meciului.
uităm. Eu zic că n-are rost să dăm și replay-uri. Trebuie să egalăm neapărat. Culmea e că posesia tuturor echipa de juniorie. Hai să vedem. Duriță pentru Voicu. Voicu centrează și ratează, din păcate. Ce oribil. Îi spune lui Duriță să intre mai ușor. Apare aici sus unde e mouse-ul, apar tot felul de sugestii de la antrenorul. De la asistentul manager. În cazul nostru, Ștefan Grigore. Sau Nicolae Grigore, de fapt. Dar hai să facem niște schimbări. Pentru că nu joacă mai nimic echipa noastră. Uite ce note proaste are. La B nu a jucat nimic, o să-l băgăm pe Dodoi. Fabio Trip în locul lui. Cine a mai jucat prost? Drăghiceanu. Băgăm pe Sefer. Ok. Oni n-a jucat nimic, îl băgăm pe Bojan. Oricum e amical, așa că nu prea contează. O să fie altfel de atmosfera când o să începem campionatul, în orice caz. Dar o să trebuiască să facem niște amicale întâi și apoi. 184, nu se mai întâmplă nimic, practic. N-am început foarte, foarte bine, dar nici nu cunosc băieții, echipa și echipa, nu cunosc tactica. Așa e primul meci. Hai să vedem, poate egalăm în ultima fază. Handover. Din păcate n-am făcut mare lucru. Oricum, Udean, ia să vedem, mă, frate. Să-l văd pe Goge. Chiar aici, parcă. Petre Goge. A, e slăbuț. E slăbuț, slăbuț. Dar am început destul de slăbuț. Momentan am dat toate antrenamentele să le facă asistent managerul. Nu o să ne implicăm prea tare în antrenamente. Și primul meci în campionat, să vedem. O, dar avem ceva amicale. 1, 2, 3, 4, 5 amicale avem. Asta nu interesează decât dacă o să avem ceva știri mai importante. O să trebuiască să schimbăm tactica, totuși. O să avem un meci cu CSEA Fumați. Hai să ne mai uităm o dată la tactica, pentru că ceva nu e ok. Ceva nu e ok și nu prea îmi place. Preset, tiki-taka, ia să vedem. Vertical, tiki-taka. Că jucăm un 4-4-2, noi, ce are? Ia să vedem un 4-4-2 cum iese. Ok. Hai să vedem așa. Încercăm cu un 4-4-2. Un pic cam tare, să ok, eu zic că e mai ok așa. Să ne și auzim. Hai să încurajăm. Și dăm kick-off. Hai să mai dăm un pic aici. Un pic mai jos, dar...
Și a început meciul, băieți. E un pic de atmosferă acum. După cum vedeți, avem un pic de atmosferă. Hai să vedem. Nici o ocazie până în minutul 10. De nicio parte. Ne apropiem de minutul 20, în continuare nicio ocazie. Ne anulăm perfect. Dar avem posesie. Azi dăm trip, Băjan, se trează pentru Sefer și Sefer trage și de. Eu zic că e destul așa. Avem 1-0, băieți. Să facem o schimbare, că avem un jucător accidentat. Cine era, că nu mai știu. Cine era accidentat? Ok, Listei e accidentat. O să băgăm pe Tăgrician în locul lui. E nasol, dacă am început deja cu accidentat în primul amical, mai de Doamne ajută, e clar. Hai să dăm centrală, Constantinescu. Respingem. Te pasă în adâncime pentru Dodoi. Dodoi centrează pentru Labou. Hai să vedem și 2-0. Hai că e altceva. Hai că parcă am început să jucăm și noi ceva. Totuși jucăm cu o echipă mult mai bună. 2-0 e bine. E altceva. Pentru 44 avem 2-0 deja. Da, e ceva mai bine. Hai să le spunem că e ok. Le-am spus că sunt foarte mulțumit de performanța lor, să continue așa. Uitați, băieți, în momentul ăsta suntem în presezon, am început în presezon, așa că o să avem câteva meciuri amicale până să începem campionatul. Din păcate nu avem fonduri de transferuri acum în primul sezon, așa că o să trebuiască să jucăm cu ce avem. Cu echipa pe care Pancu a format-o. Deja Rapidul are deja transferurile făcute pentru Liga a doua. Având în vedere că în realitate deja începe Liga a doua, suntem în etapa a doua. Și apropo, cine este fan Rapid astăzi? A bătut cu 3-1, dacă nu mă înșel, pe Chiajna, în Liga a doua. Așa că felicitări Rapid, bă, și ne-am luat un gol de la Vasile. 2-1. Hai să ne încurajăm un pic echipa, să-i punem să se calmeze. Că nu știu de unde atâta greșeli. Avram liber, centrare și apără Drăghia. De fapt nu e, Ciuculescu în poartă. Drăghia e rezervă astăzi. O să facem și noi imediat niște schimbări. Hai să vedem, o să băgăm pe Giorza în locul lui Cristocea, pentru că n-a jucat mare lucru. Voicu în locul lui Băjan. Oricum e amical și trebuie să rulăm toți jucătorii. Doru Bratu, Dodoi în locul lui Vlada. Hai să confirmăm. Și Sefer, hai să vedem ceea ce Sefer, pasă pentru Băjan. Vine centrarea și lovitura de cap a lui Lebel, pe lângă poartă. Constantinescu, Dedu cam liber. Manole, Constantinescu din nou. Dedu. Azi ne Dedu, o centrală pentru Avram. Vasile, să sperăm că nu se fac mare lucru aici. Respinge apărarea. Live-ul o să fie ceva mai scurt astăzi, nu să ne jucăm foarte mult. Din păcate nu prea mai ajuns la poartă după cele două goluri.
Și era cât face să egaleze. Hai să mai dăm niște sfaturi. Îi punem să se concentreze. Tire counter attack. Îi spunem pozitiv. Parcă prea joacă cu frică așa. Pe bune, penalti. Da, 2-2. După un 2-0. Malo și apără portarul. Le-am spus de la... Le-am spus să avanseze, să joace mult mai ofensiv. Să vedem dacă se schimbă ceva în jocul nostru. Minutul 88, poate ultima fază. Sefer, centrare pentru la Bou și respinge apărarea. Am zis să mă joc un pic de Football Manager, pentru că chiar mi-era dor să încep o serie. Dar nu o să ne jucăm mult, o să ne jucăm în jur de o oră și un pic. Și oricum suntem în pre-sezon acum, așa că o să avem câteva amicale până o să începem Liga a doua. Da. Minutul 89. O să punem să atace, mai sunt câteva minute, măcar să încercăm să... Ia să vedem, ultimul minut. Vasile, hai să recuperăm, să vedem, poate mai avem vreo fază. Dedu, Boban, Perju, centrează și... Nu, prea tare. Robicek, Jorza recuperează, hai să vedem la Bou. Trip, un contraatac rapid. Ce a încercat ăla, mă, frate, să facă? Ce a comis acolo? Da. 2-2. Am condus cu 2-0. În continuare o să încercăm să facem, să adaptăm, vrem să adaptăm tactica. O să mai avem un amical cu Balotești în curând. Hai că vedem imediat, să vedem. Tactica, o să ne mutăm la tactică, pentru că nu sunt mulțumit. Facem câteva experimente. Mai ce cum atât tiki-taka. Mentalitate pozitivă, în posesie. Și formație, să vedem. 5-4. Așa nu, în niciun caz nu. Wide. Hai să încercăm așa să vedem dacă avem cu ce să facem echipa asta. Da, arată ceva mai bine așa. Da, mi-am ales echipa favorită. Chiar îmi doream să joc cu Rapid de mult. Acum am și ocazia. Ok. Hai să vedem analiză. Pare că sunt ok pe toate pozițiile, mai puțin pe stânga. Dar o să vedem pe parcurs. O să încercăm pe Giorza în locul lui Milea. Pare mai bine pe poziția asta. Iacob în locul lui Neacșu. Ok. Hai să vedem, ne apropiem de următorul amical. Coaching team. Ok, astea sunt fel de tutoriale. Aici ne ajută să... Ok. Ne ajută să învățăm... Să învățăm lucrurile de bază ale jocului. Hai să confirmăm mărimea la teren. Și o să jucăm cu Balotești. Da, salut Olea, bine ai venit. Apare pe 10 septembrie, da? O să fim acolo când apare.
Asta de match preview. Team selection. O să facem un amical cu CS Balotești. Echipa, v-am zis, o să facem multe experimente până o să începem sezonul cu tacticile. Hai să vedem. Încurajăm un pic. Have a good one. Să nu se agite prea tare. Auto assistant. Ok. Ce faceți, băieți? Uitați cât de bine poate să arate stadionul ăsta. Hai să vedem. Malo. Giorza pasează către Băjan. Balotești are posesie acum. Fami e jucătorul ăla de la Steaua, dacă l-am știți. Nu știu ce era, vietnamez sau ceva de gen. O, ce a scăpat. Apără Regia. Profi și tu acum. Hai să dăm lovitura liberă. În paraschiv. În zid. La Bow, hai să dăm contraatacul. Ce viteză are la Bow. O pasă pentru Listei. Corner. O secundă, băieți. Da, e puțin cam târziu. Nu spun și cum foarte mult acum. Am văzut golul. Hai să vedem. Că-s curios. Vreau să văd și o faza. Oh, ce lovitură liberă. Pe bune. Da. 1-0 pentru Rapid. Dintr-o lovitură liberă frumoasă a lui Giorza. Azi din Băjan. Pasează pentru Duriță. Giorza. Respinge apărarea. Se dă contraatac cu Paraschiv, apără Drăghea. E cam gol stadion acum. Ce îmi place la jocul ăsta e că îți arată exact și câți oameni sunt în tribune. Adică dacă, spre exemplu, dacă e primul meci al sezonului în Liga a doua și sunt mulți oameni, îi vezi, efectiv îi vezi în tribună. Acum ai slăbuți, puțin oameni. Listei, Duriță, pasăm pentru George jos, Duriță, centrarea pentru nimeni, că nu era nimeni acolo. Recuperăm din nou prin Sefer. George, Băjan, da, s-a dus faza. George, Drăghiceanu, un schimb rapid de pase și un șut al lui George. Era Sefer, nu, alu Sefer era. Noapte bună, Tolea, mersi că ai intrat. Tu ce făceai singur acasă? Nu știu, live probabil că făceam dacă eram singur acasă. Ok, 1-0 la pauză. Hai să încurajăm un pic. Pasionat, keep trying, ok. Ia să vedem, cel mai bun jucător, Amir Giorza, 8-20 notă. Începem a doua repriză. Când eram copil, nu știu, mă jucam. Ce să fac? Fault. Îți dau pastilă? În continuare 1-0. Ideal ar fi să câștigăm meciul ăsta pentru... Cel puțin pentru... Oh, sunt obosit rău jucătorii mei. Hai să mai facem niște schimbări. La B-ul are 57. Ia să vedem ce e aici. Overall condition match sharpness. Ok. Condiție 57. Foarte slab. O să băgăm pe Dodoi. 51 Antonio Sefer. O să intre Fadio Trip pe mijloc.
55, Cătălina Onea, pe stânga, intre Doru Bratu, facând o malo pe centru, o să intre Adrian Neacșu. Și cam atâta momentan a schimbat-o jucătorii obosiți. Hai să vedem, Neagu, Cătinici, Neagu, centrare și 1 la 1. Am luat gol pe contraatac. Păcat. Minutul 67, mai avem timp să dăm un gol. Din păcate am fost egalați. Trebuie să mai facem niște schimbări, că văd că e obosit și nu vrem să-i accidentăm, fiind amical. Cine se bagă mai pe SFR, îl băgăm în dreapta. Ghiceanu, Corin Turbatu. Da, păi nu o să mai stau nicio mult oricum. Da, așa e, înțelegătoare mereu. Pentru că știe că încerc nu exagerez. Să vin contraatacul. Ce vin? Domnule, toți jucătorii sunt obosiți morți. Quick sub ia să. Da. Să-mi trimis și mie ale. Godoy. Stai, vrea să fie înlocuit. O să băgăm pe Cristocea. Băi, dar nu-mi place deloc cum joacă echipa. Corner. Minutul 83. Respingem. Marin, Filip. Recuperăm, hai să vedem Turbatul ce face. Dodoi, pasă pentru Dodoi. Care centrează pentru Cristocea. Și, nu. O pasă frontală aiurea. Hai să dăm acum. Lovitură liberă. Oh, bară. Nu 89. Da, cred că asta e ultima fază. Nu 92. Alexandru Iacob, Neacșu, Giorsa. Trip. Pasează pentru Duriță. Doriță din nou, trip, centrează pentru Bojan, pe partea dreaptă. Și o greșeală. Da, cam asta a fost meciul. 1-1, în al treilea meci. Nu, e al treilea meci. Avem două egaluri. Dressing room, ok. Pep talk. Trebuie să-i încurajăm. Pentru că sunt amicale. Și o să avem un amical cu Progresul Spartak. Ia să vedem. Primul meci cu Turis și cu Durerea Călăraș. Ok. V-am zis, nu mă uit la transferul pentru că știu că n-am niciun ban momentan, așa că n-are rost. Scoate din Dușanea. Lansar Toma. Să vedem acum, poate meciul următor. După ce se obișnuiește și echipa cu tactica.
Ne apropiem de meciul amical. Mai avem o singură zi. Da. Și acum o să începem. Ok. Hai să vedem. Trebuie să modificăm câte ceva la tactică. Tactic, hai să vedem. Ok. Intensitate destul de bună. Jucătorii sunt bine pe teren. Ok. În posesie. Ia să vedem când avem mingea. Deci când e mingea în posesie, pasele mult mai scurte, tempo mai încet. O să-i dăm tempo mai rapid. Ok. O să încercăm să pasăm în spații. Short kicks, long kicks. Și în afara posesiei, linia defensivă o să fie standard, punem capcana de offside. Niște modificări, eu nu prea mă joc cu manager cum e jocul. Nu știu, mie îmi place, m-am jucat ani de zile manager. Și chiar ăsta a adus o grămadă de chestii noi. Hai să vedem, jucăm în deplasare. Uite ce frumos arată. Pe bune. Și stadionul e aproape plin, băieți. Hai să vedem. Mergi mult mai frumos. Bratul. Când ce meciul decât prima fază o arată atât. Bratul. Încercăm în față să dăm, nu, nu e nimeni aici, dar recuperăm, hai să ne îndrăghiceanu pentru Dodoi. Oh, ce-a făcut mă Dodoi? Și-a bătut jocul mingea. Nici nu vreau să știu ce-a fost ăla. Malo, bratul. Malo din nou. Bratul cu o pasă în față și de 2 gol 1-0 în minutul 5. Ce pas a dat Bratul? Ce pas a putut să dea? Da, sunt în Liga a doua. Ca în realitate. Exact ca în realitate. Cristocea, centrare pentru Voicu, hai să vin pe Voicu. Cristei! Apără portarul. Hai să vedem și cornerul ăsta. Cât pace. Posesia avem bună. Hai să vedem, Sefer, Cristocea, Milea, Revicianu și... Era cât pace. Păi, jucăm ceva mai bine după modificările care le-am făcut. Dar trage cam aiurea. Hai să încurajăm un pic. Tighten up, demand more. Get creative. O să le spun să fie mai creativ un pic. Netul 33, în continuare 1-0. Vă salut, dragilor, bine ați venit pe Revion Gaming. Ne jucăm Football Manager. Hai să vedem, Sefer. Onea. Pentru Dodoi. Dodoi e singur și... Gol. 2-0. Ca nu uitați, este doar un amical. Parcă joacă altceva echipa. Sunt în pană de idei, adversare.
Hai să vedem, poate acum. Ne apropiem și de pauză. Oh, ce pasă bună pentru Stanciu. Și două unuleți. Ce pasă bună. Băi, băi, tu. Hai să vedem. A doua repriză. O să le spunem să stea cautious, dar să nu rămână în jumătatea lor. Stai așa, stai să vedem că e 2-1 totuși. Nu s-a terminat meciul. Make sub. Să vedem cât de obosit sunt jucătorii noștri. Liste e cam obosit. Și o să-l băgăm pe Fabio Trip. Ok. Și pe Cătălin Unea. Neacșul locului. Uite, deja primim uleuri. Unea. Să fer. Este Pustocea, o centrare pentru Drăghiceanu care nu mai vine. Era cât pace să fie autogol. Cât poate să fie autogol. Dodoi a dat două goluri azi. Hai să facem o schimbare. O să schimbăm pe Dodoi și o să-l băgăm pe Brighton Lebo. N-are rost să-l obosim prea tare. Minutul 57. Neacșu. Pentru Bratu. Sefer, trip. Hai să vedem acum. Poate acum. Ce șut a prins la bol. Continuare 2-1 pentru noi. Să mai facem niște schimbări. Ce e bine? Nu înțeleg. Păi și? Ce de rame? Las că s-a închei încă. Să sperăm că rămâne așa rezultatul. Ar fi bine pentru moral. Nu cred. Nu. E mult mai avansat aici. Hai să vedem. Ultima fază. Bă, e fenomenal. Iar ne-au egalat. Deci nu e posibil așa ceva. Să crezi. Ce-a fost aia? Da. 2-2. E al doilea sau al treilea mișcare face așa? Ok.
cam atâta momentan. O să revenim probabil mâine cu un nou live și o să continuăm cariera cu rapid. Ăsta a fost așa doar un primul live de preview, ca să zic așa, pentru carieră. Hai să salvăm. Eu am fost Revion, vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături și astăzi de mine și revenim mâine. Să aveți o seară cât mai plăcută. Pa, pa!